Primarul orașului Cavnic, Vladimir Petruț, insistă să arate că parlamentarii sau azi demnitari ajunși prin ministere uită să mai iasă pe teren pe parcursul mandatelor acestora. Dacă lunile trecute vorbea de parlamentarii maramureșeni care se arată oamenilor înainte și în timpul campaniilor electorale, de această dată face referire la un secretar de stat din Ministerul Turismului care nu s-ar preocupa de demersurile administrației locale întreprinse în domeniul turismului. Dar nu vom Cavnic niciodată, nici nu l-am văzut niciodată, nu-l interesează. Ce să vrei, am vrut să mint, nu, domnule, nu ne pagă nimeni seama, nici nu discută. Toți sunt pe scaune, pe fotolii, și eu salariile, poate să plimbă. Dar nu ați bătut vreodată la ușa dânsului? Da, pe am fost de 5 ori, dar ne-am găsit acolo. Eu m-am dus la București, dar știți, e foarte greu să merg din Cavnic până în București toată săptămâna, că noi mai avem și alte treabă. Trebuie să te mai și anunț înainte, adică... Păi te mai și anunț, dar eu știu că un om mai trebuie... Ministru, nu te duci chiar la... Eu știu că un om mai trebuie să stea și la muncă. Primarul Vladimir Petruț nu ezită să recunoască însă meritele și implicarea unui fost ministru al turismului, Elena Udrea. O bârfi de ăștia tăți pe Elena Udrea. Dar Elena Udrea a făcut ceva. Deci de tătă pădurea, pârtirez la cheie, dar nu este instrație de oricare. Deci măcar aia au dat banii, au dat 300 miliarde s-au investit. Da? Uite că restul nu se mai dau. Pentru că un principiu care l-am observat eu că circulă e, domnule, nu finanțeze un proiect care l-a început altul. Lasă-l în paragină. Deși poate proiectul ăla e foarte bun. Inițial, secretarul de stat în Ministerul Turismului a declarat că nu comentează declarațiile primarului. Apoi a semnalat totuși faptul că administrația locală din Cavnic a făcut doar o propunere pentru masterplanul de turism, spre deosebire de Borșa, spre exemplu, care are înregistrate peste 20. Secretarul de stat, Bogdan Tomoiaga, afirmă că ușa biroului său este deschisă pentru toți. Tomoiaga mai spune că a fost căutat doar de 2 ori de Vladimir Petruț și nu de 5, cum susține primarul. Nu cred că vrea să-i verific intrările în minister, a conchis Bogdan Tomoiaga.